Трохи чоловік Incidentul s-a produs aseară într-un troleibuz de pe ruta numărul 2. Taxatoarea a evitat să vorbească despre acest caz în fața camerei de luat vederi. La telefon însă ne-a povestit că cei care au atacat-o erau de fapt doi copii. S-au urcat și erau deodată cam agresivi și cam vulgari la vorbă. S-au urcat, mi-au achitat taxa și m-am apropiat la ușa din față. Stăteam la ușa din față și la un moment dat eu încep să vorbi tare și a răcni ca niște animale. Eu m-am apropiat și ne-am făcut observații. Vorbească mai încet. Și eu început la mine cu niște prostii înapoi și ea să mă bată. Femeia mai spune că în ajutorul ei a sărit șoferul, care este soț. Acesta le-a făcut observații și pentru că minorii au trecut la amenințări, a încercat să-i dea jos. S-au bat șoferul. La un moment dat am ajuns la stația care la liceu Gheorghe Sache. Trolebuzul s-a deschis ușile și ei încep să bată în șofer și a urcat un pasager. M-a lovit și pe mine și șofer și m-a lovit foarte tare după cap, cu galocul lor în burt, șoferul m-a lovit, șoferul a fost lovit. Între timp, la fața locului a venit poliția și un echipaj al ambulanței. Până la sosirea oamenilor legii, ușile trolebuzului au fost deschise manual de câțiva oameni din stație. Aceștia au intrat în interior și au încercat să-l pună la pământ pe agresori. Astăzi, trolebuzul a fost sigilat de către anchetatori, iar echipei noastre nu i-a permis să-l filmeze. De asemenea, nici șefii celor doi angajați agresați nu au vrut să se expună asupra acestui caz. De partea cealaltă, taxatorii și șoferii de trolebuze spun că se tem pentru siguranța lor, mai ales atunci când lucrează noaptea. Mă țin. Solicitat de TV8, ofițerul de presă al Poliției Capitalei a declarat că oamenii legii au intentat un dosar penal. Agresorii s-au dovedit a fi doi minori, unul din raionul Cimișlia, iar altul din satul Dobrogea, iar aparent ei se aflau în stare de ebrietate. Pentru că sunt minori, ei vor fi cercetați în libertate. Suspecții riscă să plătească o amendă de până la 27.000 de lei sau să facă până la 5 ani de închisoare.